Organizarea alegerilor locale la 27 septembrie dezbină politicienii, mergându-se fie pe amânare, fie pe desfășurarea lor fizică, cu întărirea măsurilor de siguranță sanitară și dublarea numărului secțiilor de votare sau vot electronic. În acest context, care ar fi urgența urgențelor din punct de vedere legislativ pentru ca aceste alegeri să nu fie contestate de actorii electorali? Urgența urgențelor este ca guvernul să decide în orele următoare, în zilele următoare, dacă se țin sau nu se țin alegeri. Având în vedere că guvernul e cum e, eu cred că, așa ca și USR-ul, PSD-ul trebuie să scrie o scrisoare președintelui Republicii spunând, amenințând că nu participă la locale, boicotează aceste alegeri și face un tărăboș internațional dacă nu se hotărăște rapid. Nu poate să decide numai guvernul. Deci, inclusiv dacă se țin sau nu se țin, trebuie să aibă loc o reuniune la Cotroceni cu șeful statului, toate partidele parlamentare, premierul, cei de la autoritatea electorală permanentă și trebuie discutat cele două pericole. Unu, pericolul, facem campanie și mergem la vot în condițiile de risc maxim, aproape ca din perioada stării de urgență, și luăm anumite măsuri, o să vedem și măsuri, dar cu toate aceste măsuri, pericolul infectărilor rămâne mare și atunci mergem la vot și riscăm sănătatea populației sau unei părți a celor care merg, așa, sau nu mergem la vot, da? Nu mergem la vot și nu mai avem probleme cu sănătatea. Și atunci avem dacă în cazul mersului la magazine de alimentare, că ele au rămas singuri la un moment dat, era obligatoriu că omul trebuia să iasă din casă, că altfel murea de foame. În cazul alegerilor, întrebarea este, dacă nu se țin acum, omul moare? Adică trebuie pus în balanță cele două pericole. Cât de grav este, adică pericolul, avem infectări contra democrație, contra țineri alegeri anticipate. Cât de grav afectează viața oamenilor din România amânarea alegerilor față de gravitatea riscului de a se infecta. Acest lucru, însă, repet, nu trebuie lăsat pe seama guvernului. Deci, după ce se decide, trebuie să acolo să faci o reuniune, poate să dureze 3-4 ore la Cotroceni, îi spune fiecare punctul de vedere, partidele parlamentare, guvernul, după ce se decide că se țin. Dar asta cât mai repede, pentru că procesul electoral începe. Noi nu putem începe un proces electoral și după cu o săptămână înainte de alegeri, guvernul constatăm că stă prost în sondaj și ce nu le mai ținem. Nu, așa ceva nu există. Mai degrabă le amânăm. Că nu chiar așa, adică se consumă bani și ăsta și zice și ce nu le amânăm, că nu ne convine. Nu, în momentul în care s-a decis, nu mai există risc electoral. Bun, și atunci se decid niște măsuri de protecție sanitară. Deci avem măsuri, da, și se hotărăște așa, măsurile valabile la ora actuală pentru terase, deci purtarea măștii, păstrarea distanței și spălatul pe mâini sau datul cu dezinfectant sunt suficiente pentru o campanie electorală minim democratică, corectă și alegeri și desfășurarea alegeri. Dacă nu, măsurile care se iau trebuie stabilite de comun acord cu partidele parlamentare, pentru că s-ar putea ca anumite măsuri să afecteze democrația. Vă dau un exemplu. S-a modificat legislația și s-a propus ca pentru lista de susținători să fie cel puțin 1000 de persoane pentru funcția de primar. Problema celor 1000 de persoane în actualele condiții deja intră în conflict cu democrația. De ce? Pentru că să strângi 1000 de semnături, trebuie ca niște voluntari ai partidului să se ducă să ia semnătură. Și dacă nu te primește omul,
Dacă pe om, pe atmosfera asta de panică, îl oprești pe stradă, nu vreți să susțineți, nu știu, și aici lovite sunt gen USR, partidele mici, că partidele mari găsesc ei acolo 10 funcționari să se sacrifice. Îl oprești pe om pe stradă, voluntar, uite cum făcea USR-ul la fără penal. Păi eu care, să spunem, eu zic, cetățean pe care m-au speriat de dimineață până seara Virgil Musta și cu Raed Arafat și cu Nelu Tătar, că orice apropiere poate să mă îmbolnăvesc, că nu mă opresc. De ce să mă opresc? Să-mi semnez eu și să fiu susținătorul unia de la USR sau PNL sau PSD. Și atunci se poate conveni sau se poate conveni o modificare rapidă a legislației să se renunțe la semnături sau semnăturile să fie, nu știu, SMS-ul. Trebuie luată o asemenea măsură. De repet, încă o dată, măsurile care se vor lua pentru ca populația să fie protejată trebuie bine cumpănite, dar numai ales aprobate de toate partidele. Pentru ca niciun partid să nu spună, domnule, eu am pierdut alegerile pentru că oamenii s-au temut de ștampilă. Sau am pierdut alegerile deoarece oamenii n-au vrut să stea la coadă. Că și aici va fi, totuși vor fi cozi. Gândiți-vă în ziua alegerilor, cel de acolo din trebuie vor fi mari probleme cu comisiile. Sigur, domnul Kelemen Hunor spune că se dubleze locuri, numărul de secții, da. Dublarea numărului de secții ne costă vreo 250 milioane de euro și în plus presupun niște oameni sacrificați care ei din comisie trebuie să stea de dimineață până seara cu masca pe figură într-o sală la școală să primească un buletin, ce faci cu carnetul de carte de identitate, că și ăla este teoretic potrivit cioclilor sanitarilor din România, purtător de microb. Ce faci cu buletinul? Ce faci cu ștampila? O speli, o dezinfectezi după fiecare folosire? Ce faci cu scândura din interiorul aluia, pe care pui buletinul de vot? Că teoretic o atinge. Așa zic, nu avem voie să dăm mâna. De exemplu, noi nu avem voie de mâna sau nu avem, dacă mergem la restaurant și atingem tăblia aia, mereu această scândură este dezinfectată la câte minute? La câte ore? Bun, trebuie să faci aerisire în secția respectivă. Păi asta înseamnă o îngreunare a procesului de votare uriașă și atunci se vor duce la vot numai nu fanatici. Asta înseamnă că s-ar putea ca un primar să câștige alegerile, mai ales că într-un singur tur, numai cu 1%. Atât s-au prezentat, 5%, 5%. Nu e corect. Deci dar dacă se stabilește de către toate partidele, se cade nu de guvern, de acord. Da, domnule, suntem de acord și ca se îngreunează procesul electoral de votare, dar noi riscăm. Nu știu, noi suntem așa de nebuniți să facem alegeri locale încât vom fi de acord și cu asta. Dar, repet, din start ați observat că aceste măsuri de protecție omoară democrația pentru că nu dă posibilitate, cel puțin la alegerile locale, la înnoirea clasei politice. Și nu în ultimul rând, ne-a spus domnul Ciolacu, în condiții normale, noi avem o lege care interzice panotajul în campanie. O aberație, că panotajul peste tot în lume există pentru că în campanie și creează atmosfera aia de alegeri. Te uiți, îl vezi pe ăla, cum am zis, venind de la, că e voie până la începutul campaniei, venind de la București la Sinaia, mi-am dat seama, erau, nu știu, tot felul de panouri din alea, erau ale candidați cupluri. Zic, opa, sunt alegeri, mi-am zis eu la volan. Ei, în condițiile pandemiei, în condițiile care nu se pot face deplasări în localități și ale candidaților, măcar să-i vedem pe candidați să fie permis panotajul. Că poate unul nou, pentru că o mare problemă va fi încă o dată cei loviți vor fi noi. Partidele noi, partidele mici, partide gen USR, Pro-România, poate chiar și PMP și independenții. Cum să... Trebuie să capezi notorietate. De unde să capezi notorietate când nu-ți dau voie ăștia nici măcar să fii pe un panou? Dacă se modifică legea, atunci își face și el un panou și cetățenii zice, uite mă, ia uite la ăsta, cum se numește?
Ionuțescu, ia să-l votez, că mi-a plăcut cum îi stau ochelarii, sau îi stă cravata, sau haina. Sau uite, mi-a plăcut că uite, are o figură frumoasă și îl votez pe el. Deci asta trebuie modificat, dar nu se mai poate lungi. Această aserțiune a guvernului lui Ludovic Orban, domnule, le ținem, da, să vedem dacă vom studia. Păi cât să mai studiez, că începe campania. Campania în sine presupune măsuri de relaxare.